Bine v-am găsit, dragi români, sunt Marian Petruța și de aici, de la Chicago, vă invit ca în acest an să sărbătorim Ziua Națională a României împreună. Nu vom face față în față, ci vom sărbători-o virtual, pentru că este încă pandemie. Așa că am solicitat mesaje video de la prieteni și cunoscuți români de aici, din Statele Unite, pe care vă invit să le urmăriți în cele ce urmează. Rămâneți așadar alături de noi. Fiți mândri că sunteți români și bucurați-vă de acest eveniment. La mulți ani, România, la mulți ani, români, oriunde vă aflați. Așa-i românul când se veselește, ca și stejarul ce mugurește. Alex Zia, bună ziua, spuneau strămoșii noștri daci. Eu, Mircea Coman, mă consider urmașul dacilor. România, uite aici România, simbolul, tricolorul, sufereastra mea. O văd în fiecare zi, de cât deschid fereastra și mă uit la România. Am 65 de ani. M-am pensionat. Trăiesc de 24 de ani în Georgia, Metro Atlanta. Din natura meseriei mele am colindat toată această țară. Am văzut cam ce era de văzut. La ajunge. 24 de ani e o viață de om. Intenționez să mă întorc în România. Iată, România, sub privirile mele, sub picioarele mele, ia uite ce am adus-o din ținutul meu, din Tellerman. O bucată de pământ românesc. Știți ce înseamnă asta? Foarte important. Este de la mormântul părinților mei. De câte ori facem parastase, în amintirea lor, luăm această bucată de pământ cu noi. Dacă mi-a lipsit ceva din România, spun cu sinceritate că mi-au lipsit nunțile tradiționale și lăutarii. Mi-am făcut prieteni noi aici, am ținut legătura și cu prietenii vechi. Întotdeauna prietenii vechi sunt cei mai buni. Între timp am descoperit un joc aici, de-a dacii. Mi se spune gurebista sau de ceva. Îmi place jocul ăsta. La festivalurile românești, la evenimente românești, particip cu toată dragostea. Chiar dacă unii cred că este ceva anormal. În sfârșit. Cum v-am spus, am păstrat tradițiile și obiceiurile noastre. În fiecare an am tăiat porc, am tăiat miel de Paște, am făcut vin. Ia uite ce are baciul Mircea Coman aici. A făcut și el 35 de vedere de vin. Închid un pahar de vin în cinstea voastră, ocazia Zilei Naționale. Vă iubesc, trăiască România, sănătate, să treacă COVID-ul ăsta și să ne vedem. Doamne ajută!
Mă numesc Bogdan Adrian Toma, sunt profesor de filozofie și scenarist de film. De 15 ani locuiesc în Chicago, dar revin cu poder des în țară. Iar mesajul meu pentru comunitatea românească cu ocazia zilei de 1 decembrie este o variațiune, dacă vreți, a celebrei formule lansate în pandemie, stați acasă. Iar mesajul poate suna astfel: români, stați în țară. De-a lungul ultimei părți de istorie românească, am senzația că intenția generală a fost aceea de a-i trimite pe români într-un fel sau altul afară. Și așa s-a întâmplat că mai profesioniști, că oamenii dedicați meseriei și artei proprii, cei cu adevărat specialiști în domeniul lor, au ajuns undeva în afara țării, trăind o viață decentă, desigur acceptabilă, dar mai puțin autentică. Cred că acum ne este limpede la 30 de ani de la Revoluție că societatea românească n-are să se regrupeze de la sine. Nu se vor construi drumuri, spitale, școli, fără ca oamenii să intervină, ei înșiși. Și nu vom putea deveni acel standard de viață pentru Europa pe care ne dorim, fără ca cei din afară, oamenii importanți pentru destinul României, să se reunească cu oamenii dinăuntru, care pot și care vor să creeze un viitor pentru țara asta. Și ar fi minunat ca asta să se întâmple cât mai repede după 1 decembrie 2020, moment în care iubirea țării mele mulți ani fericiți alături de fiicelor și de fiii săi, atât de cei care o iubesc cu adevărat și care vor să o vadă bine întreținută, bogată și frumoasă. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, români! Să nu vă uitați rădăcinile oriunde v-ați aflat. Să vă prețuiți istoria în strămoșii, țara și toate valorile ei. Să vă ajutați între voi să fiți români, nu ardeleni, moldoveni, munteni sau oteni. Românie fi unită! Îți urează grupul Bucovina din Atlanta, care activează sub egida Asociației Culturale Romanian Cultural Heritage. La mulți ani, români! La mulți ani, România! Thank you.
Salutare tuturor românilor! Eu sunt Ciprian Pop, locuiesc alături de familia mea în Chicago, statul Illinois, din Statele Unite, și salutăm cu drag toți românii de pretutindeni. Deși ultimii 15 ani am petrecut departe de țara natală, România este și va fi mereu în inima noastră. Îmi doresc această sărbătoare importantă de 1 decembrie să unească toată suflarea românească. Doresc sănătate, prosperitate și succes tuturor românilor. La mulți ani România, la mulți ani români, oriunde v-ați afla. V-am pupat! Salut România, sunt Isidor Rocol, m-am crescut în Maramureș, România. Am stat în România până am fost 11 ani. După aia am plecat în America pentru că o familie din America m-a înfiat. Când eu am plecat în România, mi-era foarte greu, pentru că eu iubesc România, mie îmi place România. Și ce mai mult îmi place de România e tradițională de populară. Vreau să cumpăr o casă odată în România, vreau să am și eu o casă tradițională în România. Dar acum nu se poate. Și acum cumpăr foarte mult tradițională aici. Și în Colorado fac o casă tradițională cum pot să fac ca și România. Astăzi e decembrie 1, ziua lui România. Și am vrut să-i spun la mulți ani România. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Jane din Canada vă urează un sincer la mulți ani. La mulți ani români din lumea liberă, la mulți ani România. Trăiesc în Statele Unite ale Americii de 10 ani, în comunitatea românilor americani din Michigan, statul Marilor Lacuri. M-am adaptat relativ ușor lumii noi în care am pășit, împrejurarea de a fi început să lucrez imediat după venirea mea la o mare bibliotecă mi-a înlesnit considerabil procesul de integrare, inclusiv exersarea limbii engleze. Am descoperit încă din primii ani puterea irezistibilă a zâmbetului. Americanii îmi dezvăluiau lumea lor, necunoscută pentru mine, într-un mod detașat și îngăduitor. La scurt timp de la instalarea mea în America, am sesizat că fiecare om care pleacă din țara sa de baștină, descoperind o realitate nouă, trăiește un sentiment inconfundabil, născut din circumstanța de a nu mai fi acasă, care generează o involuntară și sensibilă rememorare a tot ceea ce a lăsat în urmă, fapt care m-a determinat să mă raliez jurnalismului, mijloc impecabil pentru mine de a comunica cu semenii mei. Astăzi, numeroase eseuri, incluzând deseori relatarea unor episoade de experiență proprie sau incitante reflexii personale, pot fi citite în gazete de mult consacrate în Statele Unite și Canada, respectiv în New York, Detroit, Toronto și Montreal, ca și din România. Scriu numai în limba română, dovadă incontestabilă a iubirii mele pentru limba maternă, pe care o consider originea și patria mea, pe care o port mereu cu mine. Ziua de 1 decembrie, ziua națională a României, are o semnificație profundă, constituind momentul în care România Mare a devenit realitate. La 1 decembrie 1918, românii transilvaneni și bănățeni, hotărând unirea cu regatul României, ai cărui suverani erau încoronați peste 4 ani la Catedrala din Alba Iulia. Aniversarea acestui emoționant eveniment este întărită pentru mine de întâmplarea de a mă fi născut în Arad, centrul marilor decizii politice în acele vremuri, oraș în care s-a activat atunci întregul mecanism de promovare și de conservare a identității naționale românești. Măreață realizarea unirii, concepută în capitala politică Arad și înfăptuită la Alba Iulia, s-a datorat unor personalități istorice care și-au desfășurat activitatea la Arad. Memoria colectivă, reținându-i îndeosebe Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop și Ioan Suciu. Sărbătoarea împrilejuiește plăcerea de a transmite calde urări pentru un viitor liniștit și prosper tuturor românilor, indiferent unde ar trăi. La mulți ani! Un călduros la mulți ani, salutări de peste hotare, salutări din Chicago,
La mulți ani, România! Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să fiu aici cu voi. Nu uităm de unde provenim și pentru noi, adulții, sigur, e un lucru obișnuit aproape, e un lucru firesc să nu ne uităm rădăcinile, iar pentru cei mici stă în puterea și responsabilitatea noastră să îi învățăm. Deci da, România e în sufletele noastre, fie că este ziua națională a țării, fie că nu, noi nu uităm o clipă că suntem români și că ne identificăm cu un anumit fel de a fi și a simți. Sigur, ne-am adaptat și țării gazdă, dar noi prețuim și iubim România și limba română. Ce să vă spun, copiilor mei le place muzica românească, ascultăm muzică românească de toate genurile, chiar și muzică populară românească, în special doine și romanțe. Și uite, poate că să vă fredonesc unul din cântecele preferate ale copiilor mei. Unul dintre cântecele care obișnuiesc să le cânt împreună cu ei. Ei nu sunt acum aici, dar de data asta sper să acceptați invitația de a, să spun, de a fredona cu mine împreună. Mociriță cu trifoi, mociriță cu trifoi, mocerut la Maica doi, mocerut la Maica doi. Spune-mi, puiule de cuc, spune-mi, puiule de cuc, după care să mă duc, după care să mă duc. Vai tu, mândrulea oame, vai tu, mândrulea oame, du-te după care-i vre, du-te după care-i vre. După cel frumos m-aș duce, care gurița dulce. După cel frumos aș mere, care gura de miere. La mulți ani! Mă numesc Lucian Oprea, sunt directorul publicației Gândacul de Colorado din Statele Unite. Acum mai bine de 20 de ani poposeam pe pământ american înfășurat în acest steag multicolor. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, doresc tuturor românilor de pretutindeni un călduros la mulți ani, să nu uităm de unde am plecat, să fim mai buni și să avem aceeași căldură în suflet. Bună, România! Paula Telcean te salută! 1 decembrie reprezintă aniversarea Marii Uniri și totodată sărbătoarea noastră de suflet a tuturor românilor. Haideți să fim mai buni și mai iertători! La mulți ani, România! Salutări de la Chicago! Bună! Mă numesc Cristina Abejan și sunt directoarea organizației culturale Bucharest Inside the Beltway și locuiesc în Denver, Colorado. Vă doresc o ziua națională frumoasă și fericită. Și eu trebuie să spun
că sunt mândră să fiu jumătate româncă și 100% româncă în sufletul meu. Mulțumesc frumos tuturor și la revedere! La mulți ani în România! La mulți ani în România! Sunt Adriana Ursu Marincaș, născută la Cojocani, crescută la Sântimbru, dar care astăzi vă transmit un mesaj de aici, din America. La mulți ani! Bună ziua, sunt Rusalina Mincuș și vreau să vă prezint echipa mea de la Vitalina. Our nurse practitioner. Daniela N, la mulți ani România, Satu Mare. Our nurse. Otilia din Piatra Neamț, la mulți ani România. Our doctor in physiotherapy. Dr. Daniela Moise din Brașov, vă salut România. Our esthetician. Vă salut Cluj, sunt Leia Vidrean, la mulți ani România. And our business manager. La mulți ani România, vă salut Ștefania și cei din Sibiu, la mulți ani. Și vrem să vă spunem cu toții, tuturor românilor din diasporă și tuturor românilor din România, de aici din Chicago, cu mult drag, Vitalina Preventive and Integrative Care vă dorește la mulți ani de Ziua României. La mulți ani România. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, vă doresc tuturor românilor de pretutindeni un călduros la mulți ani. La mulți ani, România, te iubesc! Bună să vă fie inima români, oriunde v-ați afla. Sunt Adrian Ardelean și vă vorbesc din satul Moreal, după lunca fluviului Saint-Laurent. O vale cam ca și Someșu, numai că o țâră mai mare. În numele celor câteva zeci de mii de români stabiliți în zona Moreal, vă urăm tuturor românilor, indiferent dacă sunteți în țară sau pe alte meleaguri, la mulți ani cu ocazia Zilei Naționale a României. Trăiască România, la mulți ani România, la mulți ani români, oriunde v-ați afla. Au vorbit concomitent, simultan, deodată și de avalma, Adrian Ardelean, corespondent de la Moreal pentru Arca TV, televiziunea românilor de pretutindeni, Adrian Ardelean, redactor la Radio Pro Diaspora, Radio Românilor din Diaspora, și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Adrian Ardelean, realizatorul emisiunii Ora Românească de la Moreal. Noașe! O rugăciune către cerul zboară, o rugăciune către Dumnezeu, mă rog fierbinte pentru a noastră țară și pentru tine, sfânt popor. Bună ziua, mă numesc Cătălina Florina Florescu, m-am născut la Tulcea și de 22 de ani trăiesc în Statele Unite ale Americii. De Ziua Națională a Țării am vrut să citesc un editorial pe care l-am publicat pe 1 decembrie, acum 2 ani de zile, în blogul meu la Adevărul. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Sau ce am scris anul acesta când nu am putut călători în țară, o declarație făcută limbii materne, o declarație care a apărut în revista 22. Apoi m-am gândit, ambele pot fi citite oricând online. Și atunci ar fi mai frumos să citesc ceva scris de o altă scriitoare, care ca și mine s-a născut în România, dar trăiește în exil, pe numele ei Simona Nastac. Prima poezie pe care o voi citi se numește Peisaj exotic. Sâmbătă. Suntem 7,8 bilioane
rochii vechi, le vând pe calea ferată. Cândva frontiera de est a un imperiu cu bolți, pe arce de ogivă și creneluri de colț, albă, proaspăt spălată. Una n-are o bretea, alta, verde algă de apă, salmastră, abia-și ține tivul strânțuit. Vedeau ieftin. Iarnă în margini și în scrob. Mai am rame foto, perle, jucării cu plușul tocit. Să vindem tot, părinții, oboseala, rezidurile sacrale. Să mergem la centru, acolo unde linii de fugă accelerează, ca mii de marfare, ninge în Sahara. Un ou moale cu găoacea incomplet calcifiată. Cea de-a doua poezie se numește Belvedere. O cafenea oarecare, cuvinte tropicale precum Kebel Conga și Herbazu. Ești palid, spuse ea cu voce ușoară, rezidu meliflu. Noaptea nu-i singurul test, nu-ți fie teamă de trafic, imanență, utopist. Uite, cafea mai neagră, ca eul filozofiei numită solipsis. Dar care e rațiunea zilei de mâine, în logica timpului liniar? Zahărul brun? Geometria e contaminantă? Viețile noastre sunt futile, dacă nu-ți place cuvântul precar. Sumă de contradicții, abstrase din locuirea la bloc, între pereți subțiri. Eu caut conjuncții cauzale, un punct de sprijin, o rânduire. Îți place Antonioni? Zabriskie Point? Valea Morții? Hai să-l vedem. Vă mulțumesc încă o dată. Numele meu este Cătălina Florina Florescu și am citit două poezii scrise de Simona Nastac. Ambele trăim afară din granițele țării. La mulți ani, România! Un nou început de decembrie departe de casă. Asta nu înseamnă că ne-am înstrăinat, că ne-am depatriotizat. Tot români am rămas, uneori în ciuda eforturilor de a ne arăta cât mai localnici și cât mai nord-americani. Aici, în Canada și mai exact în Toronto, noi cei de la emisiunea TV Noi Românii încercăm așa cum putem să menținem și să promovăm tradițiile românești atât pentru noi românii din comunitățile Canadei, cât și pentru canadienii neromâni, să le spun așa. La mulți ani, România, salutări tuturor românilor! Raul Dudnic, producător executiv, emisiunea Noi Românii, Toronto. Ciao! Mă numesc Viorel Chiș, sunt din localitatea Sălsic, județul Maramureș și locuiesc în Lincolnwood, Illinois, Statele Unite ale Americii. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României pe 1 decembrie 2020, transmit tuturor românilor la mulți ani, fericire, bucurie, sănătate, prosperitate și unitate. Și dedic această poezie. Frunză verde, floare albastră, la mulți ani de ziua noastră, frați români din lumea întreagă, hai uniți-vă odată și strigat cu toți în cor, e ziua românilor. Să se știe peste tot că românul-i patriot, își iubește țara, frate, și o apără până la moarte. Haideți dar, măi frați români, frați români și buni creștini, să strigăm cu toți în cor, mândru-i steagul tricolor. Toată fala și mândria, una este România. La mulți ani cu bucurie și multă unitate și sănătate! Bună ziua! La mulți ani România! La mulți ani români! Mă numesc Alina și ei sunt copiii mei.
Maria. Și? Maria și Petru. Maria și Petru. Noi locuim în Chicago. Eu sunt de origine din Bihor. Am terminat facultatea de litere la Universitatea Oradea, specializarea engleză-română, ceea ce mi-a folosit foarte mult pentru că în Chicago predau engleză ca și limba străină la un community college și predau limba română ca și limba străină la școala unde învață și copiii, o școală care are și grădiniță, clasă pregătitoare și până în clasele a 8-a. Copiii români au opțiunea de a alege, și nu doar copiii români, toți copiii din școală au opțiunea de a alege o limbă străină, greacă, rusă sau română, și noi avem astfel opțiunea ca să studiem despre cultura românească, istorie, geografie, pentru că a ști limba română nu înseamnă că știm totul despre România. A ști totul despre România are mulți factori. Trebuie să învățăm tradițiile, trebuie să învățăm geografia, trebuie să învățăm istoria, tot ceea ce înseamnă o moștenire culturală. Chiar dacă am plecat de mulți ani din România, România a rămas în sufletul meu și de aceea și copiii iubesc România și învață cântece despre România. La fel comunitatea românească din Chicago. La fel comunitatea românească din Chicago are multe evenimente legate de tradițiile românești. Vreau să vă spunem și noi la mulți ani. România. Da? La mulți ani. La mulți ani în România. La mulți ani. Români. 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 Și o să las pe copii să încheie cu un cântec scurt. Țara mea e un colț de rai. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de rai, și la dealul și banatul, tot răgeatul, tot legatul. Asta rapie iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. România, te iubim! Salut! Sunt Elena din Târgu Ocna. Salut, sunt Mariu din Iași! La mulți ani, România, din Key West, Florida! Păi te doare mâna, mai învârci eu! Chicago, de la Simi și de la Mari. Un gând bun de 1 decembrie. Oriunde ați fi, nu uitați că sunteți români. Noi n-am uitat. Sărătate! Hai, noroc! La mulți ani, România! La mulți ani români de pretutindeni. Mariu Stan, m-am născut în Urziceni, județul Ialomita, și am venit în Statele Unite împreună cu familia acum mai mult de 20 de ani. Locuim în Chicago, statul Illinois. Ziua Națională a României și a Românilor. Aș vrea să recit o poezie din volumul Un foc viu, pe care l-am publicat în România în 2015. Poezia se numește Fiul risipitor. Sunt mamă, fiul risipitor. Te aud și te văd de peste mări și țăriți, îți trimit vederi din toate colțurile lumii. Așa cu gris mărunțel, ca să încapă mult. M-am îndepărtat, mamă,
și parcă abia acum simt mai aproape. Te văd așa într-o lumină crepusculară, necăjită că ne-am împrăștiat, că ceva nu e bine, cum ne uităm la fotografii înrămate. Sunt, tată, fiu risipitor. Ca lăcustele au trecut peste mine ani, dar conștiința mea, spălată în ropote de ploaie, e mai curată ca niciodată. Fii bărbat, ziceai tu, o să fie bine. Și a fost. Și este. Așa că nu tăia încă vițelul cel gras. Abia am mers o jumătate de secol. Mai pot merge. Și mai pot face lucruri minunate. Lucruri minunate vă doresc și vouă. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor de pretutinde! La 1 decembrie, ziua națională, urez României un mare la mulți ani. Și de la distanță, dragostea de țară nu se stinge niciodată. În prag de sărbătoare, doresc tuturor românilor, din România și de oriunde, un an minunat, cu unitate și prosperitate. Din Chicago, Mihaela Campion vă dorește la mulți ani de Ziua Națională a României. Numele meu este Gheorghe Kindrish, sunt cetățean român și cetățean american. Am locuit și locuiesc în America, în Detroit. Momentan sunt stabilit, revenit în România. Vreau să vă transmit cu ocazia Zilei Naționale a României un călduros la mulți ani și să vă dea Dumnezeu bine și sănătate. Doresc să vă spun că am inițiat cu ani în urmă construirea unui sat românesc în America și sper ca 2021 să încheiem acest proiect, dacă Dumnezeu ne ține și să încheie și cu această pandemie, să încheiem construirea acestui sat care este în Ohio, unde a fost început de către prietenii noștri eudeni. Aș dori ca să înțeleagă fiecare român că plecat în străinătate, că dragostea față de frumos, față de ce are mai frumos țara românească, sunt tradițiile și portul și folclorul. Am purtat oriunde în lume acest port, am promovat și am susținut adevăratul folclor românesc, lucru care am să-l fac și în continuare, cât Dumnezeu să mă mai țin. Vă doresc din tot sufletul să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurie și înțelegere. Acum când s-a încheiat alegerile în America și se vor încheia al treilea tur de alegeri și în România, să fim uniți pentru țelul suprem al acestor națiuni. Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze America. Pentru noi, Raluca și Dan Nicolae, membri ai comunității românești din Chicago, ziua de 1 decembrie reprezintă în fiecare an o sărbătoare a României, dar și a trăsăturilor esențiale, istoria, cultura, limba și oamenii. Ar fi multe de povestit despre istoria României, plină de furtuni care au pus mereu la încercare acest ținut locuit de oameni harni și curajoși și despre cultura românească care este atât de unică. Una din cele mai frumoase declarații de dragoste pentru România și limba română îi aparține inegalabilului Nichita Stănescu. A vorbit despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, muntele, munte se numește. De aceea, pentru mine, iarba, iarbă se numește. De aceea, pentru mine, izvorul izvorăște. De aceea, pentru mine, viața se trăiește. La mulți ani, România! Și la mulți ani, români, oriunde v-ați afla, acasă sau în diasporă. Bună tuturor! Mă numesc Alina Cumpan și îmi face o deosebită plăcere de a vă transmite câteva gânduri de Ziua Națională a României de aici, din Chicago. An de an, la început de decembrie,
gândurile noastre, a celor plecați, se întorc încărcate de doruri acasă, spre țară, spre România, cu gândul la prietenii noștri, la familiile noastre, la foștii noștri dascăli, mentori, colegi de muncă. Doresc tuturor, celor de aici și celor de acasă, multă sănătate, puterea de a trece peste acest an încercat și zile binecuvântate. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români! Sunt jurnalistul și scriitorul Nicolas Buna, membru al Asociației de Presă Române din America de Nord. Locuiesc în Statele Unite ale Americii de peste 20 de ani, ultimii 9 ani fiind încondeiați de soarele irezistibil al statului Florida. Deși departe de țară, inima mea este mereu aproape de pământul strămoșilor în care m-am născut și am copilărit. Acum, la început de decembrie, mai mult ca oricând, simt și trăiesc românește pe pământul american. Cred că, la fel ca mine, sunt mii de români răsirați pe mapamond, căutându-și împlinirea destinului. Azi, tuturor celor care sunt departe de țară, dar și celor care trăiesc demni în îmbrățișarea Carpaților, le doresc să fie mândri de moștenirea noastră națională, să privească fără frică la imensitatea transcendentală a coloanei lui Constantin Brâncuș, iar celor care se simt singuri, izolați sub zodia acestor vremuri incerte, le sugerez să asculte simfoniile lui George Enescu și Ciprian Porumbescu sau să citească din lirica eminesciană. Cu siguranță, aceste valori naționale ne vor apropia unii de ceilalți, ne vor uni, iar uniți vom deveni mai puternici pentru o Românie prosperă, frumoasă și mereu primitoare. 1 decembrie, la mulți ani, România! Suntem sărmani plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Suntem sărmani plini de amar, plânsul nostru e zadar. Doamne, ocrotește-i pe români. La mulți ani, România, te iubesc!